sportiv, un campion național la numai 13 ani. Hai să-i facem cumva totuși lui Vali. Ia uitați cum vine Vali de relaxat. Parcă e Moș Crăciun cu sacul de jucării. Da, pentru noi este Moș Crăciun pentru că este un cadou ca Vali să vină să facă asemenea manevre în fața dumneavoastră. Natalia, cât timp ți-a trebuit să vreți să faci jocurile astea, cum spune noi, cu mașina? Natalia, mă uimești câte ore, am trăit ani de zile să pot să învăț să fac ce am făcut aici. Vali, ce ai cu noi? Unde vrei să mergem? Auzi, deschide din trasa lui. Vali! Putem să... Pe tate jos de acolo! Câteva ore? Deci, acum eu trebuie să înțeleg că tu ești ori nativ un talent, ori ești foarte deschisă să vezi și pizele toate ce ești în față, dar probabil. Eu cred că și în talent activ ești tu. Da, da. Deci Natalia este micuța leoaică adoptată de clubul Lion Racing Team. Club cu sediul în orașul Zepiș. Mari, haideți să aplaudăm pe Natalia. Bravo. O să te rog frumos să facem un schimb cu domnișoara. Cu... Normal că poți să duci pe altul. Mari, ție... Nu știu dacă ai făcut interviul cu Natalia. Cât ți-a luat ca să înveți manevrele pe care le faci aici cu mașina asta? Într-adevăr, trebuie să faci multă practică, dar trebuie să ai și un feeling pe care îl ai din naștere. Dacă nu te naști cu el, din păcate nu poți să-l înveți. Adică, ce ai spus tu mai devreme, că mașina se simte cu fundul, chiar dacă sună urât, tot ce ne transmite mașina, noi percepem cu fundul. Deci dacă avem un fund mai bun, nu vă gândiți la prostii. Simțim mai bine ce se întâmplă cu mașina. Dacă nu are senzorii foarte puternici, din păcate, nu putem... Nu vreau să mă pronunț, deocamdată... Gabi! Ali, acum trebuie să fac o comparație aici. Am doi campioni lângă mine. Unul care spune că nu îl contează înălțimea. Doi mari campioni, chiar dacă amândoi sunt mici la statură. Tu spuneai că ai făcut multe ore de practică ca să poți să faci și carta nouă astăzi aici. Aici... Eu am o mare semn de întrebare. Micuța Natalia, campioana noastră, leoaica noastră, adoptată și mă mândresc cu lucrul ăsta, i-a trebuit câteva ore, ție ți-a trebuit mulți ani de zile. Să înțeleg că Natalia este mult mai feroce decât tine. Păi acum depinde de vârstă, ea are 12 ani, eu am aproape 30 și un pic și fiind mai mare, a trebuit să exersez mai mult. Vali, nu vreau să mă gândesc ce ar face Natalia la 30 și un pic de ani, dacă de la 12 ani a început cu șmecherile. Eu am treabă, nu știu ce faceți voi aici, dar mașina asta mă așteaptă. Vot să mă duc să mă dau și eu? Voi vorbiți, ia duceți-vă pe mijloc, stați unul lângă altul, vorbiți să vedem dacă mai ies cuvintele așa ușor, hai! Ia uite, Natalia, hai să vedem ce vrea să facă Mari cu noi aici. Hai să vedem! Ia că ne poate speria. Tu te sperii? Natalia nu se sperie. Vali, cum vrei să ne uităm la tine sau să stăm fix? Să ne uităm în sus, dar vreau să văd că ai zis că mă sperii. Ia să văd, credeți că ne sperie Vali pe noi doi? Nu, normal că nu. Pe noi ar trebui să ne duci cu avionul ca să ne sperii, să știi. A, vorbiți, vorbiți, aha. Crede că noi suntem de aștia așa mai slab de îngeri. Hai, Lari, zice, hai, Lari. Lari. Hai să te vedem pe Vali, să ne tragem, să nu ne mai vadă. Hai să vedem. Hai, lasă-l. Dă-i pace. Ne ascundem aici să vedem ce zice Vali, cum ne mai vede acolo. Să vedem ce zice Vali. Eu cred că ea se va speria, dar ea nu știe lucrul ăsta. O păcălim acum. Înțeles că o să se mire că nu suntem acolo. Da, ce nu spune mai mult de mine. Dar noi nu suntem. Și pe mai iartă de unde ieșim noi, ha? V-am spus că se sperie. O, pe care nu v-am spus. Acest
și nu are ce să facă, nu le poate spune niciodată. Așa-i? Răzvan! Unde ai pus coadul? Adună pe ochi, să pune pe valea aici, nici nu știu dacă se sperie. Ce ziceți, să sperie pe valii? Vali, dacă ești tare, vine tu, te rog frumos un pic aici. Fără mașină, că din mașină toată lumea e tare. Te rog să vii aici. Hai să vedem dacă mai te puteți pe tine. Vali, te rog să vii aici un pic. Hai să facem o șopie. Vali, fă ce vrei, aha. Îi faci un tunic acum. Te rog frumos să stai aici. Și cum ai zis tu, uite-te în sus. Hai să spunem. Special și mai trăznește din când în când. Mai e mijloc puțin, vă rog, mai e mijloc. Atât. Și voi rămâneți aici, da? Încearcă să respire din nou. Dă-mi aici la tata Leu. Știi cum le zic la băieții din trupa mea? Lei lui tata. Vrei să zici tu, Leu, dintre noi? Deja ești cum, da? Vreau să spui, sunt! Așa veți.
toți campioni ăștia așteaptă o tură. Sunt convins că prin dumneavoastră mai sunt mulți campioni și toți așteptați o tură. Păi nu e nicio problemă că vom face un mic test. Cine plătește mai mult face o tură cu Vali. Nu mai vrea nimeni. Foarte bine. Ați văzut cum a scăpat de mușterii. Vali, am încercat să-ți câștig un job. Am spus că cine plătește mai mult va face o tură cu tine. Nimeni nu mai vrea. Ia auzi, ia stai acolo. Păi, până la urmă facem un 2-1 sau ce-i aici? Să ne plimbăm.
niciodată. Am rugămintea să plecați de acolo pentru că n-aș vrea să scape vreo mașină pentru dumneavoastră. Deci nu încercați să rog, că vă spun 100% că nu-i plăcut. Vali, dacă a văzut că pe mine Natalia m-a speriat, aș Thank you.
Cerculețe negre, sunt de la Crăciunul din fața ale lui Vali.